inima sau banii. Inima sau banii. Versurile care erau auzite și de Diana și de Tess și le întăreau unele convingeri. Inima sau banii, spune-mi ce vrei. Inima sau banii, ce să-mi iei. Laura, inima sau banii, spune-mi ce vrei. Vedem la final. Ea nu e mai interesată finalul ăsta. Chiar nu e mai interesată finalul acestui sezon. Eu chiar sunt curioasă că te are spirită. A, aia da. Nu știu, parcă atunci când începi să pui accent pe o chestie la o persoană, vezi? Te fac să crezi că de fapt nu ar fi persoana aia cumva. Da. Și chiar sunt curioasă. Oare chiar nu ne-am gândit niciodată la persoana care ar fi cu o pe bună? N-are cum, nu suntem așa proaste. Nu știu, frate, ce să zic. Chiar nu cred că suntem așa proaste. Deci, în primul rând, la fete de la început, mai suntem decât noi patru. Da. Și dintre noi patru... Ai o singură variantă, plauzibilă. Ar fi oarecum și două, un pic, nu știu că... Ramona? Nu mă gândesc neapărat la ea, dar și chestia asta și mie îmi dă de mine cu juratul. Da, și mie. Că pe bune se jură la orice, da. Orice, la chestii. Da. Și asta, nu știu dacă face Caterinca sau nu. Da. Așa și în rest cine a venit după. Da, dar în același timp, dacă iau în considerare gesturile doamnei Simona de la început, de dinainte să vorbim despre gesturile ei. Mm-hmm. Dar Ramona n-am văzut nimic niciodată, era prea relaxată. Și când vorbea cu Selian, era... Și la Selian ea n-avea nicio treabă. N-avea nicio treabă. Doar când vorbea cu Ionel am văzut-o. Da. Da, și în același timp poate să fie psihologie invers, pentru că are capabilitatea să se abțină destul de mult. Și se facă poate lucrurile intenția că știa. Da, da, atunci noi, atunci nu vorbeam despre asta. A fost și prima dată. Crezi că ei nu ne simt, că ne uităm, că facem, că așa? Eram pe canapea, pe cealaltă canapea. Eu eram lângă ea. Odată eram lângă ea, după eram pe cealaltă canapea. După ce am întrebat-o atunci, după ce i-am zis de fapt când am întrebat-o, dumneavoastră știți, a doua oară, de atunci n-am mai avut gesturi. N-am mai fost, de atunci am văzut autocontrol. Da, și asta. Și mai țin minte gala trecută la avut. Doamna Cristina nu știa cum o cheamă, știi? Și a întrebat-o numele meu, probabil, că n-avea ce trebuie altceva. Și m-am uitat la ea, că Gina trebuia și prea să uita la fiecare dintre noi ca să-i spună numele, și nu am văzut niciun fel de reacție când s-a uitat la mine, la modul voia să dacă are vreo grimasă când nu mă vede. Da. Nimic. Deci s-a uitat ca și cum nici nu existam, așa s-a uitat. Da. După a avut mult mai mult autocontrol. Da, deci cel puțin în chestia asta am văzut-o atunci, cu autocontrolul la maxim. Ar putea să fie și Ramona din nou cu chestia cu juratul și mie îmi dă de gândit. Da. În așa și mă gândesc ce-a făcut. Poate chiar s-a îndrăgostit. Ok, și da. Și acum nu mai poate să mai vorbească cu nimeni. Cu toate că a vorbit și cu Ionut și... Dar n-am făcut să... așa. Chestia asta, chestia de fapt pe care a spus-o Ionela, știi, cu întrebările intrigante și nu știu, da, le are. Da, dar nu știu, dar... parcă așa e ea. Sau a fi ideea să trebuie că așa e ea. Și în afară de să-i facă Ionelei chestii de-astea, n-am mai văzut la nimeni. Păi nu, n-am mai făcut gesturi de-astea cu nimeni. Și de la ele știm că e ceva personal, că de la începutul emisiunii tot. Bune, îți dai seama atâta timp? Da, se ceartă de la începutul emisiunii. Oare doamna Puiu cine crede că e? Oare crede că e Isa? De ce zice asta? Pentru că a întrebat-o și a zis că îi urmărește expresiile microfaciale. Da? Nu cred că eu am scos-o de tot pe Isa din schemă pentru că ar arăta ca o ispită. Și eu nu cred că ar pune o ispită în emisiunea asta pe cineva care arată ca o ispită. Da, dar în așa și când mă gândesc la ispită, mă gândesc la fiecare persoană ce a făcut. Da, și eu la fel. Și ce a făcut Isa? Nimic. La Alexia mai sunt lucruri care mai îmi dau de gândit. Atunci când mă certam eu cu Robert pe țigări, îmi dădea apă la moară. Când ce? Când mă certam cu Robert pe țigări. Da. Dar ea se și bagă cam în orice discuție. Și de aia nu am băgat de seamă. Nu știu, poate așa e stilul ei. Păi așa pare că e stilul ei. Ce vedem noi aici? Mie îmi pare așa. Posibil, nu știu, n-am. Nu mai o părere despre ea că... Da.
N-are rost. Știu cum e. A, nu neapărat din cauza că, sincer, chiar nu mă interesează, dar nu vreau să fiu asociată doar. Că eu chiar vreau să fiu lăsată în pace, să mă de treaba mea și să nu mai stau aici atât de mult. Susțin schimbarea. Ce e schimbare, că nu se mai schimbă nimic? Eu încă sper. N-avem cum să rămânem noi așa până la final. Dar ce o să se întâmple, frate? Că nu mai are ce să se întâmple. Nu mai păi suntem în la jumătatea asta. În octombrie, noiembrie, decembrie, gata, s-a terminat. Dar nu știu, poate vine cineva pentru altcineva sau... În două luni. Ai văzut la alții, a apărut chimia într-o săptămână, tes. Da, un frate, dar nu mai cred eu că mai vine nimeni acum, mai ales dacă a început și castingul pentru sezonul 11. De ce mi-ai venit la să stai două luni aici când poți să te duvi de la începutul sezonului? Și noi ce să facem? Să stăm degeaba așa? Că n-avem niciun rol, ocupăm spațiu degeaba. Și ori, nu știu, eu una chiar nu... O să dau curs la absolut nimic, oricât ar încerca, cine ar încerca să-mi facă, să mă provoace sau să-mi facă ceva sau să mă împingă către cineva. Nu vreau, simplu. Pentru că mă aștept la orice dacă mai stau aici. Da, știu. Că eu tot ce am făcut acum a fost doar să nu mai fiu sălbatică. Corect, dar eu prefer pentru să fiu sălbatică. Pentru că nu m-am comportat cum m-am comportat cu Raul sau cu Ionuț. Am evitat mai mult. Că știam că e interpretabil, că știam că o să mă întrebe și n-aveam chef. Acum doar n-am mai fost sălbatică. E tot ce am făcut. Da, te cred, e normal. Doar am fost normală. Nici mie nu-mi place să fiu sălbatică, dar în același timp nici nu vreau să mai fiu aici, așa. Da. Și dacă vorbești prea mult cu cineva sau stai prea mult în preajma cuiva sau râzi prea mult, după aceea întreabă a doua zi și... Da, știu. Se întâmplă ceva acolo? Vă rog să-mi spuneți. Nu vreau să se creeze iluzii acolo unde nu sunt. Deci cine e ispita? Trei, ia, hai să le discutăm. Ramona, Alexia și Ionela. Ramona, Alexia și Ionela. Ok, le luăm pe rând. De ce ar putea fi Ramona ispita? Pentru că are o atitudine ciudată când vorbim despre ispită. Mm. Și nu se jură. Și ea se jură pe orice. A, și când ajunge la subiectul ispită... Da, se oprește. Adică vi se pare ezitantă doar cu acest subiect? Da. Dar putea să facă și intenționat, nu știu. Nu știu. I-a și scăpat treaba aia cu... Cu contractul. Cu contractul, da. Zi, Ramona, ia auzi, ești pe lista... De ce nu te juri? Ești pe lista bănuitelor. Nu am nimic de spus, sunt pur și simplu... Aha, n-ai nimic de spus? N-ai nimic... Așa, da? Sunt pur și simplu niște păreri. Nu o să spun nimic. Nu mă jur și nici nu o să mă jur. Dar înțeleg că în orice altă speță te juri. Depinde. Depinde. Mm-hmm. Interesant. Ionela? Am mai spus. Ionela. Eu la fel, cred că am răspuns. Stai, nu. De ce Ionela? Am mai spus, am făcut ta mai argumentarea, sunt prea multe. Spune tu, Diana. Sunt multe. Sunt foarte multe, nici nu mai știu. Foarte multe. Da. Deci, practic, la ea ar fi cele mai multe argumente pro... Din argumentarea pe care am auzit-o și pe care am făcut-o, da, oarecum, dar acum, nu știu. Sunt 33% fiecare. Da. Robert este așa, a început rotița creierului lui să învârtă cu viteza. Dar m-am plictisit subiectul ăsta. Păi ce să-ți fac, măi, Robert? Asta, mai discutăm și noi despre ispite. Ce vezi, discutăm despre certuri? Mai degrabă despre ispite. Bun. Și Alexia, ultima bănuită. Cea mai recentă. Da. E un feeling. E un feeling. Da. Și la tine, Diana? Nu știu. De la început și până acum, la un moment dat, oarecum am observat că ea nu prea este empatică cu persoanele din casă. Și în momentul în care am spus, când ne-ați întrebat despre ispită, cum am vedea-o noi, eu am zis că o persoană care ar fi ispită, cred că nu ar fi empatică cu lumea din casă. După chestia asta am observat că a început să fie empatică. Ok. Adică acum... Nu. Dacă nu am rezonat atât de mult cu tine, înseamnă că nu sunt empatică. Nu cu mine în general. Cu mine a fost empatică. Da, și cu Isa. Dar de ce ai ținut să ne aduci la cunoștință că plângi în timpul filmului și după ne-ai întrebat pe toți dacă plângem? De curiozitate, dacă a spus dacă v-a emoționat, pentru că eu nu prea plâng la filme. Atunci, care să ne emoționeze și n-ai mai și aici au fost mult mai intense sentimentele și trăirile și emoțiile pentru mine. Că eu afară nu aș plânge la un film. Dar nu-i o jignire, mă, Alexe, doar te-am întrebat. Și ți-am răspuns.
Da, cum de nu bănuiesc niciun băiat? Asta mi se pare mie ciudat. Hmm? De ce pentru ați plecat de la premisa că trebuie să fie o fată? Dar nu am plecat de la premisa asta. Adică niciunul nu se califică? Le-am gândit ce au făcut de la început și până acum majoritatea persoanelor. Așa. Și băieții, nu știu, n-au făcut nimic, n-au observat nimic. Sau poate n-am fost noi prea atenți la băieții. Și fetele? Na. Fetele au mici argumente acolo. Ok. Deci cercul s-a restrâns foarte mult. Na? Da. Au rămas trei. Da. Restul nu știu. Tu ce comentai, Stelian, despre Ionela? Da, mi-am adus aminte de argumentul pe care mi l-a descris Tess la un moment dat. Mm. Foarte complex. Mă întreb cum poate cineva să-și dedice atâta energie pentru asemenea subiect. Pentru subiectul de ispită? Da. Bun, pe de altă parte nu e ca și cum aveți foarte multă treabă aici și mult de studiat și de... Nu? Da. Dar și pe tine te-au bănuit fetele. S-au schimbat lucrurile. Și nu doar fetele, nu? S-au mai schimbat lucrurile, nu se pare. Te-au retrogradat, gata, nu mai ești ispită. Da. Dar pe Izabel, de ce ați scos-o de pe listă? Că ar fi prea plauzibil. Toată lumea s-a gândit la ea când a intrat în casă, deci clar n-avea cum să fie ea. Uh-huh. Adică era evident... Că acolo să ne ducă cu gândul. Okay. Și dacă ar fi chiar ea? Da, ui, vedeți? Ce a zis? Dacă ar fi tocmai ea, pentru că niciunul dintre noi n-am bănuit-o, tocmai din acest... Roberto bănuiește, cum? Petes. Nu, vorbeam despre ei. Nu, despre tine zice. A, de mine, pe mine mă faci ispită. Nu, pe Isa. A, eu am crezut că da. A, dacă ar fi chiar ea. Nu știu, e posibil. Ea, tu, Ionela sau Alexia. Nu asta spun colegii? Așa se pare. Așa se pare, da. Bine, păi eu zic să... Continuați să investigați, da? Continuați să investigați, să vă bănuiți, nu de alta, dar aveți o temă în plus de gândire. Bine.